Drumul Național 74, care leagă municipiul Brad de Crișcior, a fost complet reabilitat și modernizat. Sfârșitul lucrărilor a fost marcat la finalul săptămânii trecute, cu aproape 7 luni mai devreme decât data prevăzută în contract. Printr-un proiect câștigat prin Programul Național Angel Salini, administrația locală din Brad a reușit să obțină fondurile necesare modernizării segmentului de drum național. La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, care este de părere că lucrările efectuate pe DN 74 sunt de excepție. Dar este un drum de excepție făcut și felicit conducerea primăriei Brad pe domnul primar, domnul viceprimar, pentru că s-au gândit să-l bage pe programul Angel Salin, altfel nu se putea face acest drum. Sigur că trebuie să felicităm constructorul care a fost de excepție. Putem spune că de excepție, mai glumim noi, dar când ne place să glumim, dar lucrarea este făcută chiar de excepție. Și atenție, cu vreo 7 luni mai devreme de termenul cât era prevăzut în contract. Asta este foarte bine. Mulțumim lui Dumnezeu că este bine. Și încă o dată felicitări pentru primarul Cazacu, pentru viceprimarul de la Brad, pentru modul cum se implică și mi-aș dori ca în următoarea legislatură, și să o auziți bine ce vă spun, să faceți toate străzile care aparțin de municipiu, să zică oamenii felicitări pentru o asemenea conducere. Este un segment de drum național de 5 km care a fost care este în administrarea municipiului Brad și a reușit să reabilităm acest drum, să-l modernizăm doar cu fonduri prin Programul Național Angel Salini. Acele fonduri noi le puteam băga și în alte străzi ale municipiului nostru, dar am considerat necesar ca acest segment de drum național care leagă țara Zarandului de țara Moților să fie reabilitat corespunzător, pentru că este una din porțile de intrare în municipiul Brad dinspre țara Moților. Este un proiect mult așteptat de cetățeni, puteți întreba locuitorii, sunt extrem de mulțumiți de faptul că acest drum a fost modernizat. Și eu știu cât de greu este să duci la capăt, să scrii și să implementezi un astfel de proiect. Tocmai de asta vreau să felicit administrația publică locală, pe domnul primar, pe domnul viceprimar. Știu că a existat o colaborare și cu Consiliul Județean și astfel, bineînțeles, cu sprijinul Guvernului României și a Ministerului condus de domnul Veștea, s-a putut implementa acest proiect și cred că este foarte important nu doar pentru Brad, ci pentru toate celelalte localități care sunt de-a lungul acestui drum și pentru legăturile pe care le face. Este important pentru județul nostru să avem această infrastructură, pentru că județul nostru este un județ cu un potențial foarte mare, care nu va putea fi valorificat altfel decât având, în primul rând, accesibilitate către toate obiectivele turistice sau, mă rog, de alt interes industrial sau economic din județ. Localnicii sunt încântați că acest tronson de drum, până nu demult plin de gropi, a fost reabilitat și se circulă în condiții de siguranță. Se circula greu înainte? Se circula într-adevăr mai greu. Din Brad, în alt sat, da, mă duc la Zdrați. La Zdrați mă duc. Deci e bine că s-a făcut drumul. Da, e foarte bine, foarte bine. Bine că s-a reparat drumul acesta acum. Perfect e bine, doamnă, era un dezastru. Deci numai grob și... Nu, acum da, este extraordinar. Se circulă bine acum, nu? Da. Față de cum a fost. Tranzitați des porțiunea asta de drum? Înainte mai des, acum mai rar, că s-a făcut. Nu, tot cu bicicleta. Făceam, stricam bicicleta, e pericol. Acum, mai copur dâmburi. Acum nu mai există riscul ăsta, nu? Nu. Ce e drept, e drept. S-a făcut o treabă excelentă. Potrivit primarului Cazac, un mandatul care va începe în această toamnă va fi o adevărată provocare să asfalteze majoritatea străzilor din Brad și a explicat faptul că în ultimii ani au fost executate lucrări de introducere a utilităților și, citez, ar fi fost nefiresc să asfaltezi drumurile și după aceea să le spargi ca să bagi rețeaua de gaz.